Mănăstirea mehedințeană Vodița, cea mai veche ctitorie voievodală atestată în documentar, a fost zilele trecute în sărbătoare. Aflată sub purtarea de grijă a Sfântului Antonie cel Mare, vechea vatră monahală și-a cinstit ocrotitorul în ziua de 17 ianuarie. Cam fiecare an, credincioșii și-au îndreptat pașii către mănăstire pentru a participa la Sfânta Liturghie, oficiată cu acest prilej. Sfânta Mănăstire de la Vodița este una dintre cele mai vechi ctitorii pe meleagurile noastre și de fiecare dată venim aici cu multă credință și încercăm să simțim sfințenia locului. Această mănăstire este întemeiată de Sfântul Nicodim, care a mai întemeiat și alte mănăstiri pe raza județului nostru și nu numai. Și astăzi îl prăznim pe Sfântul Antonie cel Mare, care este protectorul acestei mănăstiri. Mai venim și peste an, dar la hram chiar că este modul cel mai măreț pentru suflet și pentru orice om, cred, care vine cât mai, chiar și mai rar la biserică. Despre Sfântul Antonie ce știți? Cunosc câteva lucruri despre Părintele Antonie, care cu certitudine nu se poate om să pomenească numele, să nu pomenească cuvântul smerenie, de care are nevoie orice om și orice suflet cât dăinuiește pe pământ. Smerenia și înfrânarea trupului la el sunt mărețe și deosebite, ca părinte al părinților fiind de fapt. Cu adevărat, smerenia și înfrânarea trupului sunt cele două atribute pe care le învățăm de la Sfântul Antonie cel Mare, supranumit și Părintele Monahismului. Desăvârșit învățător al discernământului sau dreapta măsura tuturor lucrurilor, Sfântul Antonie cel Mare este printre cei din tâi care s-au desprins cu totul de zarva și de patimile lumești și s-au retras în adâncul pustiei pentru ca acolo, prin asprimea vieții, prin meditația adâncă și prin lucrul mâinilor, să trăiască din plin bucuriile întâlnirii cu Dumnezeu încă din această viață. Sfânta Liturghie în ziua de prăznuire a Sfântului Antonie cel Mare a fost oficiată la Vodița de către ierarhul locului, preasfințitul părinte episcop Nicodim, alături de un sobor de preoți, ieromonahi și diaconi. Răspunsurile la strană au fost date de grupul psaltic Sfântul Gheorghe al Catedralei Episcopale din Turnul Severin. Acum 10 ani eu am fost bolnavă, am făcut un tratament la Cluj de cancer și de atunci venim în fiecare an, băiatul meu are evlavie foarte mare la Sfântul Antonie, a avut un vis, un nepot de-al meu l-a trăznit Dumnezeu și băiatul meu a avut un vis că vrea să-l tragă în groapă și Sfântul Antonie, dar nu-l cunoștea, eu nu, Sfântul Antonie l-a luat. L-a ajutat să scape și de atunci am aflat de Sfânta Mănăstire Vodița și venim în fiecare an aici, că Sfântul Antonie ne-a ajutat foarte mult. Suntem din Petroșan, din județul Hunedoara și am plecat azi dimineață la ora 6 și am ajuns aici. Ce simțiți aici când participați la o slujbă? Nu pot să vă descriu în cuvinte. Eu mă duc de aici, nu știu cum să vă spun. Eu vin cu credință și cred că mă ajută și plec, parcă sunt nou născut. Ce le spuneți celor care n-au trecut pragul acestei mănăstiri? Toți în drum și în Sfânta Biserică, seară la priveghere la noi, la Petroșani, am spus că noi venim aici și să vină toată lumea, că aici e facere de bine. De-a lungul timpului, Sfânta Mănăstire Vodița a trecut prin mai multe etape impuse de vitregiile vremurilor. Întemeiată între anii 1364-1370 de Sfântul Nicodim de la Tismana în timpul domnitorului Vlaicu Vodă,
Sfânta așezare s-a aflat adesea în calea armatelor cotropitorilor care treceau pe aici. Pustiită ani de-a rândul în decursul istoriei, după 1989 a fost reabilitată și redată cultului religios, grație implicării directe a părintelui episcop Nicodim, pe atunci stareț al mănăstirii Topolnița, care, alături de societatea Vodița și cu sprijin din partea autorităților, dar și a bunilor creștini, a readus-o la viață. A venit aici Sfântul Nicodim pe malul fluviului Dunărea, a găsit această vale deosebit de frumoasă, un loc pentru reculegere, un loc proprice rugăciunii. Și nu numai rugăciunii și rânduielilor sfintelor slujbe din mănăstire, ci rugăciunii neîncetate, rugăciunii lui Iisus, asupra căruia au meditat și au scris sfinții părinți din secolul al XIV-lea, alături de mari părinți cunoscuți, Sfântul Grigore Palama, Sfântul Grigore Sinaitu și alții, Sfântul Nicodim s-a dovedit a fi unul dintre ei, venind aici la noi ca să reînvioreze rugăciunea lui Iisus în rândurile sihaștrilor, în rândurile nevoitorilor din munții Mehedințului și ai Gorjului. Aici, cred în amintirea petrecerii Sfântului Nicodim în pustiul Nilului, cred că și din evlavia pe care a avut-o față de Sfântul Antonie, a fost rânduit ca hram acest mare părinte, Sfântul Antonie cel Mare, ocrotitor înaintea lui Dumnezeu, nu numai pentru aceia care îi poartă numele, ci și pentru mănăstirele care îl au ca patron. Având în vedere înflorirea din ultimii ani a acestei vetre monahale, părintele episcop își pune nădejdea ca viața duhovnicească încărcată de smerenia călugărilor să sporească și în anii care vor urma, cu ajutorul tinerilor care vor alege să-i slujească aici cu toată dragostea lui Dumnezeu. S-au făcut aici multe lucruri bune, s-a amenajat pârâul acesta în parte, Vodița, care a adus multe stricăciuni mănăstirii. De asemenea, s-au consolidat malurile, s-au construit chilii. Este nevoie de personal, este nevoie de frați, de părinți care să-L slujească pe Dumnezeu, lăudându-L în fiecare zi, așa după cum sunt rânduielile vieții noastre monahale. Să aducă Sfântul Antonie și Sfântul Nicodim la acest loc istoric, la această vatră de sihăstrie nevoitori. S-au făcut foarte multe lucruri bune, nu este nevoie decât de personal, este nevoie de rugători, este nevoie de cineva dintre fiii acestui popor care să stea asemenea lui Moise, cu brațele ridicate către Dumnezeu. În cei 25 de ani de la refacerea sa, mănăstirea Vodița a devenit un adevărat reper de trăire duhovnicească și de spiritualitate creștină pentru mulți dintre intelectualii și oamenii de rând care i-au trecut pragul. Mărturiile lor rămân adevărate cărți de vizită nescrise pentru toți cei care vor să afle, să știe, să cunoască. Pentru mine locul acesta are o mare încărcătură sufletească, pentru că este un vechi loc de suflet și de rugăciune pentru mine. Aici am învățat să mă rog, să cred, să nădăjduiesc, să iert și să iubesc. Iar întâlnirea aceasta de astăzi este... Hramul este un prilej de mare bucurie și bucuria trebuie împărtășită. Și cred că cel mai bine este atunci când trăim bucuria comuniunii. Și atunci când simți că Hristos se dăruiește ție și
Cred din tot sufletul că este cel mai important lucru să-ți conectezi liturgia ta interioară cu Sfânta Liturghie de astăzi.